Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul Crucii. Duminică 20 octombrie 2024, în Biserica Catolică, în biserica noastră locală de aici, de la Iași, am avut bucuria de a participa la hirotonirea diaconală a nouă candidați, a nouă studenți la teologie. Anul acesta a fost cu totul deosebit pentru că ne-am bucurat și de prezența Nunțiului Apostolic în România la această celebrare, excelența sa fiind cel care i-a hirotonit pe diaconi. Vă invit în această ediție a emisiunii să discutăm despre hirotonirea diaconală, să discutăm despre diaconie în general și să-i cunoaștem și pe cei care au fost actorii principali, să spunem, la celebrarea din 20 octombrie. Deci am invitat în platoul nostru pe doi dintre noi diaconi. Îi spun bun venit părintelui diacon Bogdan Ștefan Onode, bine ai venit! Bine v-am găsit, părinte! De asemenea, Bogdan nu a venit, părintele diacon nu a venit singur, a venit cu un confrate, cu părintele diacon Marius Petrișor Gherghel. Bine ai venit la Polonia TV! Bine v-am găsit! Haideți să discutăm despre evenimentul de duminică, 20 octombrie, în care voi ați primit treapta diaconatului, o treaptă care duce, care vă poartă spre treapta preoției. Dar până să ajungem să discutăm despre preoție, ne întoarcem la sărbătoarea din 20 octombrie despre diaconat. Mai întâi, părinte diacon Marius, diaconatul ce este? Cine este diaconul? Diaconul este o persoană foarte apreciată în timpul în care trăim astăzi. Am primit foarte multe flori ieri, de exemplu, și toată lumea ne stima. Însă, la începutul bisericii nu era tocmai așa. Și dacă e să ne gândim la etimologia cuvântului, diacon vine din grecescul diaconos, care înseamnă slujitor, ajutor și mesager. Bineînțeles, termenul de mesager se referă la funcția sa de a predica cuvântul, funcții prezent mai ales astăzi, mai ales asta va fi și misiunea noastră. Însă, mai degrabă, în acele timpuri, diaconii erau tocmai acele persoane care ajutau săracii, care slujeau cât se putea, care hrăneau oameni cu diferite necesități. Și dacă îi să aprofundăm și mai mult cuvântul, termenul vine de la prepoziția dia, care înseamnă prin, și substantivul konos, care înseamnă praf. Și este foarte interesant că termenul face referință la o expresie care poate nu are neapărat sens în limba română, și anume a merge prin praf. Dar nu în sensul de a fi inutil, ci în sensul de a fi la dispoziția tuturor. Și îmi place foarte mult o imagine a Sfântului Ignațiu de Antiohia, care, bine, el compară și episcopul și preotul cu cineva, dar pe diaconul compară chiar cu Hristos, pentru că diaconul este slujitorul tuturor, așa cum este Hristos și așa cum ne-a învățat și el din Evanghelie. Așadar, diacon, diaconie, slujire, a fi aproape de cel de lângă tine, ai fi mereu la îndemână, ai sări în ajutor. Părinte diacon Bogdan, cum e să fii diacon? Nu pot spune că am trăit prea multe clipe pentru că n-au trecut multe zile de la hirotonirea diaconală, dar până în momentul prezent, a fi diacon pentru mine înseamnă într-adevăr o slujire. Și anume o slujire a cuvântului lui Dumnezeu, o slujire apoi a mesei euharistice, a ajuta pe preot, care preoția este a doua treaptă a sacramentului în sine al preoției, și apoi ai sluji pe ceilalți. Pentru că din cuvântul lui Dumnezeu ne tragem seva, ne tragem energia pe care o alimentăm apoi cu euharistie pentru a-i putea sluji pe oameni. Așadar, a fi diacon presupune într-adevăr o slujire. Și căutăm să-i slujim pe cei de lângă noi, pomenească diaconul ajută și pe preot la celebrarea liturgică și este ca o pregătire pentru sacramentul preoției. Vom mai reveni să discutăm despre preoție, despre diaconat, dar pentru că spuneam, suntem aproape de momentul hirotonirii diaconale. Cum ați trăit? Cum a fost Sfânta Liturghie? Cum ai trăit, Părinte Diacon Bogdan, momentul hirotonirii diaconale? Sfânta Liturghie a fost într-adevăr un întreg moment de emoție. Pot spune o emoție mare pe care am trăit-o fragmentar. În toate parcursurile sau părțile ritualului în sine. Și am simțit, într-adevăr, văzând câtă lume este adunată în catedrala noastră de aici, din Iași, am simțit, într-adevăr, acea dimensiune de comuniune și acea dimensiune a comunității. Și anume că biserica nu este un lucru, nu este un obiect static, nu este ceva închis,
ci este vorba de comuniune, o comuniune de comunități, să-i spunem. Și cred că slujirea mea ca diacon înseamnă tocmai acest lucru, că eu nu sunt invitat să fiu egoist, să fiu solitar, ci să fiu în comuniune cu ceilalți, să-i ajut pe ceilalți și să trăiesc această comuniune alături de comunitate. Într-adevăr, m-a impresionat celebrarea de duminică, văzând biserica plină, văzând rudele voastre venite din diferite părți ale diecezei, deja 9 candidați cu fiecare rudă, catedrala era plină. Și într-adevăr au fost momente emoționante. Pentru tine, Părinte Diacon Marius, cum a fost momentul hirotonirii diaconale? A fost extrem de intens, pentru că, cum spunea și Bogdan, catedrala era plină cu oameni care au venit și din România, dar și din alte țări, și de diferite confesiuni. Eram chiar o biserică frumoasă, ca să spun așa. Mie mi-a plăcut în mod special momentul impunerii mâinilor, atunci când și-a impus excelența sa, Gian Piero Gloder, mâinile asupra noastră, a tuturor, dar când eram acolo era fascinant, îl simțeam pe Dumnezeu. Emoționante acele momente și pentru că ai pomenit despre un moment care te-a impresionat, aș dori să-l întrebi și pe Bogdan. Care a fost momentul care te-a emoționat mai mult, care te-a impresionat? Pe mine m-a emoționat mult momentul prosternării la pământ, când s-a cântat litania tuturor sfinților. Iar atunci, cumva mi-am reparcurs toată istoria vocației mele, istoria, până la urmă, istoria mea personală. Adică mi-au trecut așa prin fața ochilor momentele importante, cât și poate momentele mai puțin importante, dar care într-adevăr au clădit vocația primită să ajungă până în acest moment. Pentru că vorbim despre momentul de duminică, vorbim despre celebrarea liturgică, ați pomenit și de monseniorul Gian Piero Gloder, nunțiu apostolic în România și Republica Moldova. Eu vă invit acum să și vedem câteva imagini, pentru că în catedrală avem și niște camere video, am filmat, am înregistrat toată această celebrare și le propunem acum prietenilor noștri, celor care ne urmăresc, să vadă și ei cum a fost momentul hirotonirii. Am selectat din celebrarea de duminică strict momentul în care s-a celebrat hirotonirea voastră. Pomeneați de prosternare, de impunerea mâinilor. Vom vedea toate aceste lucruri în înregistrarea care urmează, după care revenim să discutăm. Fiilor preaiubiți, înainte de intra în treapta diaconatului, trebuie să mărturisiți înaintea poporului că vreți să vă luați această misiune. Voiți ca, prin impunerea mâinilor mele și prin darul Duhului Sfânt, să fiți consacrați pentru slujirea bisericii. Vreți să împliniți cu dragoste și umilință datoriile diaconilor, pentru ca să veniți în ajutorul treptei preoțest și să promovați binele poporului creștin. Vreți să păstrați misterul credinței în inimii curate, după cum spune Apostolul, și să predicați această credință prin cuvânt și fapta, după învățătura Sfintei Evangheliei și tradiția bisericii. Voi care sunteți pregătiți să îmbrățișați celibatul, vreți să păstrați pentru toată viața. În fața lui Dumnezeu și a bisericii, celibatul sacru pentru împărăția cerurilor și pentru slujirea lui Dumnezeu și a omenilor, însemn că inima voastră este dăruită lui Hristos. Vreți să păstrați și să alimentați spiritul de rugăciune în conformitate cu noua stare de viață de slujitorii sacri, și să
aduceți la îndeplinire în fiecare zi recitarea fidelă a liturgiei orelor pentru biserica și pentru lumea întreagă? Vreți să vă orânduiți fără încetare viața voastră după exemplul lui Hristos, ai cărui trup și sânge îl veți purta la altar? Ei promiți ordinariului tău respect și ascultare, promit. Dumnezeu se ducă la îndeplinire lucrarea aceea bună pe care a început-o în tine. Ei promiți ordinariului tău respect și ascultare? Promit. Dumnezeu se aducă la îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o în tine. Lăuda să fie Iisus Hristos. Dragi ascultători, dragi telespectatori, suntem la celebrarea Sfintei Liturghii în Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași, în cadrul căreia 9 tineri seminariști sunt hirotoniți diaconi pentru Biserica lui Hristos. Este o liturghie prezidată de înalt preasfințitul Gian Piero Gloder, nunțiu apostolic în România și Republica Moldova. Alături sunt și preasfințitul Iosif Păuleț, preasfințitul Petru Sescu și preasfințitul Petru Gherghel, dar și părintele Ștefan Lupu, rectorul Institutului Teologic Sfântul Iosif din Iași, profesor și formator de la seminar, dar și preoți din comunitățile de unde provin acești candidați la Ordinul Diaconatului. Suntem la desfășurarea hirotonirii diaconale. Este structura generală aceeași pentru toate treptele, episcop, preoți și diacon, dar este o diferență, bineînțeles, în ceea ce privește hirotonirea diaconală. Constă în trei părți: riturile introductive, conferirea hirotonirii, care este ritul esențial, și riturile explicative. Sfânta hirotonire are loc prin impunerea mâinilor și prin rugăciunea episcopului, în cadrul căreia este invocat darul Duhului Sfânt pentru exercitarea ministerului. În aceste momente sunt riturile introductive. Am ascultat omilia în al preasfințitului Gian Piero, nunțiu apostolic, iar acum candidații își exprimă înaintea întregii biserici și a nunțiului și a episcopului dorința de a exercita ministerul după intenția lui Hristos și a bisericii. Apoi acești candidați vor primi prin impunerea mâinilor din partea nunțiului în tăcere, prin rugăciunea de hirotonire, vor primi darul diaconatului. Acum candidații promit respect filial și ascultare. După acest moment va urma rugăciunea litaniei sfinților și candidații vor fi prosternați la pământ. Prea iubiților, să rugăm pe Dumnezeu Tatăl Totputernicul să reverse cu bunătate binecuvântarea sa asupra acestor slujitori ai săi, pe care binevoiește să-i primească la treapta sfântă a diaconatului. Încheiem. Doamne, miluiește-ne!
Hristoase, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, Doamne, pentru noi! Sfinte, dragi ascultători, dragi telespectatori, suntem la momentul central al hirotonirii diaconale. Acum, în catedrala din Iași, are loc impunerea mâinilor din partea înalt preasfințitului Giampiero, în tăcere, și prin rugăciunea de hirotonire va fi conferit acestor tineri darul Duhului Sfânt pentru misiunea de diacon, de preoți. Este prima treaptă a Sfintei Preoții. Acest gest al impunerii mâinii are în Biblie un simbolism foarte bogat, fiind înainte de toate un semn de consacrare și de transmitere a unor puteri sacre pentru slujirea comunității. Impunerea mâinilor arată că Duhul lui Dumnezeu separă persoana pe care și-a ales-o, o ia în posesie și conferă o autoritate și capacitatea de a exercita o funcție. Gestul impunerii mâinilor pentru conferirea ministerului semnifică așadar dăruirea, comunicarea Duhului Sfânt pentru sfințirea interioară a celor aleși, pentru însemnarea lor cu caracterul sacramental și pentru abilitarea lor în vederea împlinirii misiunii încredințate. Sfințirea, caracterul și abilitarea îi conferă pe cei hirotoniți lui Hristos, marele și unicul preot, care devin astfel semnul sacramental al medierii sale unice. Așadar, suntem la ritul central, după ce am avut riturile introductive, și în aceste momente înalt preasfințitul Giampiero Gloder impune mâinile, așa se face la hirotonirea diaconală, doar episcopul în tăcere impune mâinile la preoție, apoi la episcopat este participarea tuturor celor din cler la impunerea acestor mâini. În cântarea corului care însoțește această celebrare este corul mare al seminarului, împreună seminarului din Iași, împreună cu seminarul mic din Bacău, susțin această cântare, dirijat corul de Marian Străgeru și susținut la orgă de Ionuț Robu. Este invocarea Duhului Sfânt asupra acestor tineri. Thank you.
rugăciunea de hirotonire, candidații vor îngenunchea. Te rugăm, fii alături de noi, Dumnezeule totuputernic, zvolul harurilor, care împărți rangurile și o rânduiești îndatoririle fiecăruia. Tu rămâi mereu același în timpul ce toate reînnoiești, și în providența ta veșnică toate la rânduiești, prin cuvântul, puterea și înțelepciunea ta, care este însuși Fiul tău, Domnul nostru Iisus Hristos, împlinește în timp planul tău veșnic de iubire. Tu faci să crească și să se dezvolte ca un nou templu trupul lui Hristos, care este biserica ta, împodobită ca felurite haruri cerești, în aleasă comuniune a membrilor ei, unită de Duhul Sfânt printr-o alcătuire minunată. Tu ai rânduit trei trepte de slujitori înzestrați cu daruri sfinte, ca să slujească numele tău, așa cum dintr-o început i-ai ales pe fiii lui Levi, ca să slujească în cortul cei din tăi. Astfel, la începuturile bisericii tale, apostolii fiului tău, călăuziți de Duhul Sfânt, au ales 7 bărbați cu numele bun ca să-i ajute în slujirea zilnică, pentru ca ei să se poată ocupa mai intens cu rugăciunea și cu predicarea cuvântului. După ce s-au rugat și au impus mâinile asupra lor, i-au încredințat misiunea de a sluji la mese. Iar acum, Doamne, privește cu milă și asupra acestor slujitori ai tăi, pe care ei consacram diaconi, ca să slujească la altarele tale sfinte. Trimite asupra lor, te rugăm, Doamne, pe Duhul Sfânt, prin care să fie înțăriți cu cele 7 daruri ale Duhului tău, că să-și poată îndeplini cu fidelitate lucrarea lor de slujire, să prisosească în ei orice fel de virtute evanghelică, iubirea fără prefăcătorie, grișa față de cei săraci și suferinți, autoritatea umilă, curăția și nevinovăția, respectarea disciplinei spirituale, să strălucească în moravurile lor poruncile tale, astfel încât exemplul vieții lor să îndemne poporul tău sfânt să-i urmeze, încurajați de conștiința datorierii împlinite, să rămână tari și statornici în Hristos și mergând pe urmele Fiului tău, care n-a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească, să se învrednicească a domni împreună cu El în ceruri. El care împreună cu tine viețuiesc și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin.
Acum noi diaconii vor îmbrăca veșmintele specifice, stola și dalmatica. Într-adevăr, în aceste momente, dragi ascultători, dragi telespectatori, sunt momentele explicative, riturile explicative din cadrul hirotonirii diaconale. Îi felicităm pe acești noi diaconi, au fost hirotoniți prin impunerea mâinilor și prin rugăciunea de hirotonire pe care ați ascultat-o și dumneavoastră. Acum suntem la cel de-al treilea moment al hirotonirii, riturile explicative, adică explică semnificația ritului de hirotonire. Acești noi diaconi îmbracă hainele diaconale, care sunt stola preoțească, ce indică râul de har pe care Domnul îl revarsă asupra poporului prin slujirea preoților, și cazula, sau mai bine zis dalmatica pentru diaconi. Stola este pusă orizontal la diaconi și această haină acoperă întreaga persoană a prezbiterilor, a preoților, a diaconilor în cazul nostru, e vorba de dalmatică, și evocă puterea Duhului care i-a acoperit prin hirotonire, precum și faptul că ei vor acționa în acțiunile liturgice alături de episcopi, și apoi va fi consemnarea Evangheliei, pentru că diaconul îl va ajuta pe episcop în răspândirea cuvântului și pe preoți, bineînțeles, și apoi va fi sărutul păcii, prin care episcopul pune sigilul la primirea celor noi diaconi ca și colaboratori în ministerul apostolic. Ia aminte că ceea ce citește s-a cres, ceea ce crește s-a predice, ceea ce predice s-a practice. Pace ție și cu Duhul tău. Emoționante imaginile și v-am văzut în acele momente mergând în fața nunțiului, prosternându-vă la pământ. Cu adevărat momente emoționante, momente în care voi ați spus daul vostru în mod public în fața lui Dumnezeu. Am discutat deja despre momentele mai intense care v-au impresionat, dar aș dori întâi să mai clarificăm un lucru. Înainte de acest moment, ați avut o săptămână de exerciții spirituale. Părinte Diacon Marius, unde s-au desfășurat, despre ce a fost vorba? Exercițiile spirituale în vederea diaconatului au fost făcute la Ciofliceni, iar ca predicator a fost părintele Florințescu, care ne-a vorbit foarte frumos. Și am avut un program destul de intens din punct de vedere spiritual acolo, o parte de meditații, de adorații, de rugăciuni puternice, care chiar ne-au făcut să ne revedem viața de până acum și ne-au dat un imbolț spre a merge mai departe pe această cale. În ce perioadă s-a desfășurat această săptămână de exerciții spirituale? În 12-18 octombrie. Octombrie, spuneați, la Ciofliceni, la mănăstirea carmelitanilor. Fraților carmelitani, desculți. Așadar, aceste momente au scopul de a vă interioriza, au scopul de a vă face să vă mai gândiți. Cum ai văzut această perioadă de pregătire? Foarte frumos, a fost fascinant, cel puțin modul cum ne atrăgea parcă părintele Florin de Dumnezeu, de cele sfinte. Și cred că fiecare dintre noi ne-a schimbat într-un fel viața în aceste zile. Haideți să mergem mai departe. Spuneam că vom discuta și despre preoție. Treapta diaconală pe care ați primit-o este în vederea preoției. De ce preoția? Părinte Diacon Bogdan, de ce ai ales să devii preot? Dorința de a deveni preot a început să
Am început să o simt de când eram copil. Provin dintr-o parohie catolică, dintr-o comunitate cât de cât mare și dintr-o familie practicantă. Și atunci, pot spune așa între ghilimele, am fost dus la biserică de mic. Și văzând ceea ce face preotul acolo la altar, ceea ce fac ministranții sau seminariștii care îl ajută, m-am gândit, dar eu de ce nu aș putea? Sau eu aș putea? Această dorință cumva a rămas așa în adâncul sufletului meu. Pot spune că nu ardea neapărat, dar așa, ca un foc mocnit. Dar ea lucra. Și bineînțeles, crescând, am ajuns să fiu și eu ministrant, apoi a venit momentul în care trebuia să fac o oarecare alegere la finalul clasei 8-a, ce liceu să urmez. Și am urmat Colegiul Național Catolic de la seminarul din Bacău, iar apoi, bineînțeles, am intrat în seminarul din Iași. Așadar, vocația mea s-a concretizat pe parcursul acestor ani de studiu, să-i spunem. De studiu, de formare academică și umană. Iar, cum spuneam, vocația, sămânța creștea și mă gândeam ce o să fac. Sunt chemat sau nu sunt chemat? Și tocmai această săptămână de exerciții spirituale despre care a vorbit colegul meu, Părintele Marius, tocmai m-a ajutat să înțeleg că sunt chemat și apoi, bineînțeles, o altă întrebare care s-a născut în sufletul meu, ce pot să fac să răspund chemării, dar să o răspund într-un mod frumos, într-un mod care să dea roade pe parcurs. Așadar, vocația la preoție crește, să spunem, în liniște, se maturizează și iată că prin, cel puțin, să spunem, într-un mod mai oficial, prin celebrarea diaconatului, se manifestă și în mod public și vă angajați într-un nou stil de viață în slujirea pe care biserica ne-o cere fiecăruia dintre noi. Pentru că, Părinte Diacon Bogdan, ai prezentat puțin din vocația ta, eu l-aș provoca și Părintele Diacon Marius să ne prezintă puțin vocația. Da, păi, asemenea colegului meu Bogdan, și eu m-am născut într-o familie foarte credincioasă, foarte credincioasă. La ora actuală am doi frați preoți și eu ar trebui să fiu al treilea curând. Familie în care încă de când eram mic mergeam la biserică. Eu nu vin dintr-o parohie cum vine Bogdan, vin dintr-o filială cu mai puține liturghii, mai puține activități. Totuși, cel puțin familia mea mi-a inspirat foarte mult credința în Dumnezeu, dar cred că sămânța vocației a fost pusă de preoții care au activat în parohia mamă, ca să zic așa. Și deci, văzându-i pe ei cum acționează, am zis, vreau să fiu și eu așa, vreau să fiu și eu preot. Motiv pentru care am ales după clasa 8-a să merg la seminarul mic din Bacău, iar acolo am conștientizat mai mult ce înseamnă a fi preot, ce presupune, ce obligații are un preot, ce trebuie să facă un preot. Și am zis, până la urmă, da, cred că Dumnezeu mă cheamă. Și am ales să continui la seminarul din Iași și astăzi mă bucur că sunt diacon. Ai pomenit de faptul că ai făcut încă și liceul, seminarul mic la Bacău. Vorbim aproape de peste 10 ani, 10-11 ani de când ai contact cu seminarul, de când ești în acest mediu. Cum au fost anii de formare? Câteodată mai lungi, câteodată mai scurți, cu momente intensi de fiecare dată. Cel puțin în primii ani de seminar mereu eram fascinat de tot ceea ce se întâmpla, de tot ceea ce se petrecea. Bineînțeles, cu trecerea timpului știam ce urmează să se întâmple și nu mai părea chiar așa interesant, dar oricum au fost niște ani foarte frumoși, cu multă muncă, multă activitate și ne bucurăm că am ajuns cam la sfârșitul acestor ani. 10 ani, 11 ani este o sumă frumoasă, un patrimoniu bogat și mă bucur că reușiți să împărtășiți și vorbiți frumos despre anii de formare, chiar dacă uneori mai cu bune, uneori cu mai puțin bune sau mai intense, să spunem așa, mai tensionate, dar fac parte din viața noastră și ne maturizează, ne ajută să ne echilibreze. Părinte Diacon Bogdan, pentru tine anii de formare au fost doar roz? Bineînțeles că anii de formare nu au fost doar roz, cum nu se poate, pentru că așa e viața, altfel nu ai mai putea trăi viața la adevărata ei intensitate. Așadar, au fost și momente în care poate au fost zile mai gri, poate uneori zile mai întunecate, mai negre, dar cu ajutorul lui Dumnezeu și încrezător în puterea sa, pentru că
dacă mi-a dăruit vocația, m-a și ajutat să ajung până în acest moment și, bineînțeles, să continui. Și am avut încredere în el, iar Domnul mi-a demonstrat, să spunem așa, că se poate. Că după zile mai întunecate vin și zilele acelea frumoase, care într-adevăr îți dau curaj. Îți dau curaj și speranță. Și cred că și pe parcurs, pe viitor, când vor fi zile mai întunecate, să mă pot întoarce la acele zile roz și să-mi tragă forța și curajul de a merge mai departe din acele zile. Nu întâmplător se numesc ani de formare, pentru că trebuie să ne dăm un stil, fiecare venim cu modul nostru de a ne comporta din familiile noastre, din societățile unde la început pornim în viață, dar apoi pentru a fi preot se cere și o anumită conduită și iată că avem în seminar posibilitatea să ne formăm, să ne dăm un ritm care să fie în conformitate cu misiunea pe care o avem și să fie aproape de oamenii la care suntem trimiși. Așadar, diaconatul treaptă spre preoție. Haideți să vedem cu ce gânduri începeți acest drum al diaconatului. Abia ați fost hirotoniți, dar până la sfințirea ca preot urmează o perioadă de pastorație. Părinte Bogdan, unde va avea loc această pastorație? Perioada de pastorație, de practică, să-i spunem așa, o voi desfășura în Panama, în misiunea diecezei de Iași din Panama, unde sunt doi preoți ai diecezei de Iași, și îi voi ajuta tocmai la slujire. Deci îmi voi desfășura în Panama, care este din America Centrală, o țară din America Centrală, ea în sine catolică. Dar bineînțeles că practica catolică nu a ajuns chiar în toate păturile sociale și așadar sunt diferențe destul de mari între clasele sociale. Multe sate, multe cătune, să spunem așa, nu au curent electric. Mulți oameni încă mai umblă prin junglă, să-i spunem așa, că până la urmă Panama, fiind o țară tropicală, bineînțeles că este junglă. Așadar, voi fi, să spunem așa, misionar pentru câteva luni în Panama. Ce gânduri te încearcă? Cu ce elan pornești la drum? Pornesc încrezător în Domnul, chiar dacă viața de misionar nu presupune întotdeauna momente roz, momente în care totul este ușor și ok, ci sunt diverse momente grele sau momente care te pun la încercare. Dar acestea le consider că le voi depăși cu ajutorul Domnului, așadar pornesc încrezător, dornic de activitate și deschis la provocările care se vor ivi. De altfel, din discuțiile pe care le-am avut înainte de această emisiune, îmi povesteai că ai mai fost deja, ai mai avut o experiență. Cum ai perceput Panama? Exact, am mai fost într-o perioadă de experiență de o lună, acum 2 ani, și am văzut oamenii destul de deschiși, destul de primitori, să spunem, acceptă noutatea, să spunem așa. Noutatea care poate fi în mai multe feluri. O noutate vine un european, un om din Europa, poate să-i spunem mai civilizat, chiar dacă civilizația a ajuns și acolo, deci nu e chiar... Dar este o noutate pentru ei. Apoi o altă noutate știm că este și Evanghelia pe care mergem să o vestim. Este o noutate pentru că cuvântul lui Dumnezeu, cum spune Apostolul Paul, este un cuvânt viu și plin de putere. Așadar, întotdeauna mesajul evanghelic va fi o noutate. O noutate pentru suflet, o noutate pentru inimă, dar și o noutate, consider, în Panama, pentru cei care așteaptă mesajul lui Hristos sau care încă nu l-au primit și nici nu știu despre ce este vorba. Așadar, pastorație în Panama sună foarte interesant, foarte provocator, am putea spune chiar un pic exotic, mai ales pentru țara noastră, pentru dieceza de Iași. Din câte am înțeles, din toți cei nouă, mergeți în locuri diferite, marea majoritate în afara țării. Părinte Diacon Marius, unde vei face pastorația și unde merg ceilalți? Să începem cu ceilalți. Vor fi doi care vor merge în Kenya, unul care merge în coasta de Fildeș, doi care merg în Irlanda, unul care merge în Polonia, iar unul care merge în Austria. Dar ca să nu plece chiar toți, eu m-am decis să rămân aici în dieceza noastră, unde am crescut, și voi merge în parohia din Pildești, un sat catolic din Neamț. Am înțeles că oamenii de acolo sunt foarte muncitori, gospodari, foarte credincioși
Iar toate aceste lucruri îmi dau curaj și putere și forțe de muncă. Până la urmă, sper să fie cât mai bine. Să spunem, după 6 ani, cel puțin partea de la seminarul mare, 6 ani de studiu intens, perioada de pastorație, cum o vezi? Este utilă? Pleci cu elan? Da, cum să nu? E foarte utilă perioada aceasta de pastorație, pentru că tot am acumulat în acești ani mai multe calități, mai multe informații și acum este timpul să dăm și altora din ceea ce am învățat, din ceea ce putem face, spre mai mare slava lui Hristos și a lui Dumnezeu. Pentru că suntem la momentul împărtășirilor din viață, din anii de formare, din momentul, iată, am discutat despre momentul hirotonirii diaconale și ne-ați împărtășit din trăirile pe care le-ați avut. Aș dori acum să vă întreb, mă gândesc că sunt telespectatori de-ai noștri care ne urmăresc, poate i-am și atins cu discuțiile noastre, i-am impresionat. Aș dori să împărtășesc cu noi un moment din acești ani de formare, o întâmplare care v-a marcat, care v-a făcut să înțelegeți că misiunea la care sunteți chemați este importantă și să vă facă să mergeți mai departe. Părinte Diacon Bogdan, o amintire, ceva care te-a impresionat? Desigur. În programul anilor de formare, în programul seminarului din Iași, avem și un weekend care este deschis pentru cei care vor să vadă cum e viața în seminar, așa numitul Zilele Porților Deschise. Și mi-amintesc că într-un weekend de acesta, într-un an, au venit mai mulți seminariști de la Bacău, apoi tineri care au vrut să vadă cum e viața în seminar și chiar m-a impresionat mărturia unui tânăr și apoi m-a pus și pe mine pe gânduri și chiar am conștientizat și eu această dimensiune, să-i spunem așa. Această mărturie a lui spunea că în seminar se simte ca într-o familie. Așadar, am conștientizat și eu, seminarul este într-adevăr o familie. O familie în care, bineînțeles, ca toate familiile, poate nu sunt numai momente frumoase, dar cu toții ne simțim frați. Frați mai mari, care ne ajută pe drumul de formare, frați mai mici, pe care poate trebuie să-i ajutăm noi, care suntem mai mari, dar suntem o familie. O familie și-l avem cu toții Tată pe Dumnezeu. Ascultându-te vorbind, acum mi-am adus aminte și eu de anii de formare. Au trecut ceva ani de când am terminat seminarul, am fost simțit preot, dar retrăiesc acele momente și mi-aduc aminte cu bucurie, pentru că te ajută să conștientizezi anumite lucruri care, dacă n-ai fi într-un astfel de mediu de formare, cu greu ți-ai dat seama despre importanța lor, dar ajută foarte mult faptul că suntem împreună, conștientizăm misiunea la care suntem chemați, modul în care trebuie să abordăm realitatea și îți dă un ritm de viață. Fără să-ți dai seama, reușești să te pliești și să fii cu adevărat după cum ne cere Bunul Dumnezeu, după cum ne cer și formatorii noștri. Părinte Marius, Părinte Diacon Marius, o amintire, ceva care te-a impresionat în acești ani de formare? Au fost foarte multe amintiri foarte plăcute și foarte intense, însă m-aș referi mai degrabă la o anumită parte a programului din seminar, și anume orele de adorație. La seminar avem adorație atât joia cât și duminica și le trăiam foarte intens, foarte plăcut. Au fost multe momente în aceste clipi de adorație în care chiar simțeam chemarea lui Dumnezeu. Și chiar îl simțeam pe el prezent alături de noi toți. Momentele de rugăciune fac parte din anii de formare, din pregătirea noastră ca slujitori ai lui Dumnezeu, pentru că rugăciunea ne ține inima deschisă, inima aprinsă față de Dumnezeu, de glasul Său, și ne hrănește pe noi, ne hrănește vocația noastră, ne ajută să ne continuăm misiunea pe care Episcopul ne încredințează. Ne apropiem ușor-ușor de finalul discuției noastre, de finalul acestei emisiuni. Am împărtășit multe lucruri despre anii de formare. Vă așteaptă o perioadă de pastorație frumoasă, fie în țară, fie peste ocean, în Panama. Cu siguranță așteptați cu bucurie aceste momente și aveți multe de dăruit, pentru că vorbeam de mai bine de 10 ani în care ați adunat material, informații, și acum aveți ce oferi. Va fi interesant și pentru voi și eu vă aștept, vă dau invitații încă de pe acum, când va fi treapta de preoției, să veniți din nou și să-mi povestiți cum a fost pe această perioadă de pastorație și cum a trăit momentul preoției. Dar, până atunci, revenim la discuția noastră, haideți să vedem. Am vorbit despre anii de formare, am vorbit despre seminar, despre treapta diaconatului. Dintre cei care ne urmăresc acum, de ce ar alege? De ce l-ar urma pe Hristos? De ce ar deveni diacon, preot, Părinte Diacon Bogdan? Cred că un răspuns la această întrebare ar fi tocmai dorința de mai mult.
societatea poate în care trăim, puțin, să-i spunem, secularizată, globalizată, nu simte această dorință de mai mult sau nu întotdeauna o simte. Așadar, eu i-aș invita pe cei care doresc să facă ceva altfel cu viața lor sau ceva mai mult, să încerce și acest drum, această cale a preoției. Că, într-adevăr, este vorba de ceva mai mult, de ceva la care Domnul te cheamă. Ceva puțin de a ieși din confortul tău, de a ieși din zona ta de siguranță și a încerca să-L slujești. Poate nu întotdeauna vei reuși așa cum ți-ai propus, dar și intenția contează. Așadar, siguranță, Domnul te va ajuta să-L poți sluji, să-L poți urma. Provocatoare această afirmație, această exprimare și în timp ce spuneai toate aceste lucruri, mă gândeam dacă, Părintele Diacon Marius, dacă te-ai întâlnit cu un tânăr care se gândește ce să facă în viață, ce drum să aleagă, ce l-ai sfătuit, de ce ar alege preoția? I-aș spune niște cuvinte pe care le prețuiesc foarte mult, cuvinte pe care mi le-a spus la rândul meu un alt preot, și anume, se merită să te dedici Bunului Dumnezeu. Pentru că, cum spunea și Bogdan, dacă vrei ceva mai mult în viață, mai mult decât Dumnezeu, nu există. Suntem pe final, spuneam, cu ce să rămână telespectatorii noștri după această discuție? Cine este Părintele Diacon Marius Petrișor Gherghel și cum să vă perceapă comunitatea unde veți merge? Păi, cum spunea dumneavoastră, sunt Părintele Diacon Marius Petrișor Gherghel din Tupilați, un sat de lângă Hanul Ancuței. Am făcut alături de Bogdan seminarul de la Bacău și seminarul de la Iași și sunt nerăbdător să cunosc oamenii cu care voi avea de lucrat. Cu siguranță vor fi oameni frumoși și veți avea experiențe frumoase împreună, colaborări frumoase. Părinte Diacon, eu îți mulțumesc pentru faptul că ai acceptat invitația și pentru frumoasa discuție. Mulțumesc și eu. Părinte Diacon Bogdan, încheiem discuția noastră. Să vedem cu ce să rămână telespectatorii noștri după această emisiune. Cine sunt diaconii? Diaconii sunt cei care îi slujesc pe ceilalți. În primul rând pe Domnul, iar apoi pe frați. Așadar, i-aș invita pe cei care ne urmăresc să vadă în diaconi și apoi în preoți niște oameni care slujesc. Care slujesc, adică care sunt la disponibilitate, atât pentru a administra sacramentele, cât și pentru poate un colocviu, o direcțiune spirituală. Așadar, sunt niște oameni disponibili să îi ajute și să îi conducă spre Domnul. Îți mulțumesc și ție, Părinte Diacon Bogdan Ștefan Onode, pentru frumoasa discuție, pentru faptul că ai acceptat invitația mea și, cum spuneam deja, vă lansez această invitație după ce veți fi hirotoniți preoți să discutăm și cum a fost această perioadă și cu ce gânduri intrați în preoție. Vă mulțumesc mult, dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Sub Semnul Crucii. Iată că am descoperit ce înseamnă treapta diaconală, am vorbit despre celebrarea din 20 octombrie și am cunoscut și pe câțiva dintre cei care au primit această treaptă, și anume treapta diaconală. Le urăm mult succes în activitate, în pastorația pe care o încep în zilele următoare, indiferent de locul unde vor merge. Ne rugăm pentru ei și, bineînțeles, căutăm să-i ajutăm, căutăm să-i încurajăm. Avem nevoie de ei și ei se bucură de prezența noastră. Bunul Dumnezeu să-i ajute în noua lor misiune și să îi țină statornici pentru ceea ce le-a încredințat. Am ajuns la finalul ediției de astăzi. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, la aceeași oră, la o nouă ediție a emisiunii Sub Semnul Crucii. Până atunci, toate cele bune!